Partizan Caritas și cu acești doi tineri invitați pe care vom avea ocazia în această seară să îi ascultăm. L-am pregătit pentru dumneavoastră, cei de aici, Naula Anton Dulcovici din Iași, dar și le spunem bun venit tuturor celor care ne urmăresc de acasă. Echipa Ercis Media transmite acest eveniment pe pagina Facebook, dar și YouTube a Episcopiei, așadar vă invităm să dați mai departe, dacă cumva nu ați făcut încă, să distribuiți acest eveniment, pentru că, cu siguranță, atât invitații noștri, cât și imaginile pe care le vom vedea în această seară ne vor ține așa conectați în următoarele minute. Suntem aici pentru campania Urcăm Munții pentru cei care nu pot, după cum vedem și în aceste imagini, și pentru a afla mai multe detalii despre ce înseamnă a urca munți și de ce putem să urcăm munți și pentru cei care nu pot face lucrul acesta. Practic este o inițiativă a invitaților noștri de astăzi, Andrei Ailenei și Eduard Ciprian Gabor, campanie care s-a desfășurat în mediul online toată luna septembrie. Cu siguranță mulți dintre cei prezenți aici sau dintre cei care ne urmăresc îi cunoașteți, pentru că sunt doi tineri implicați în activitățile parohiei, în activitățile cu tinerii, la cor, în acțiunea catolică, sunt implicați în numeroase campanii caritabile, promovează activitățile fizice, sportive, dar și de voluntariat. În anul 2018 au avut un vis, au pornit în pelerinaj pe jos, spre Santiago de Compostela, unde au parcurs 575 de kilometri în 13 zile. Ei bine, anul acesta au avut un alt vis, motiv pentru care sunt și astăzi aici, și motiv pentru care vom asculta aceste mărturii. Ei au urcat în 11 zile toate cele 14 vârfuri de peste 2500 de metri din țara noastră. Două în Retezat, unul în Parâng, 8 în Făgăraș și 3 în Bucegi. Au mers practic 428 de kilometri pe jos, dacă nu greșesc, cu rucsacul în spate, dormind în cort sau refugii, totul pentru un ideal nobil: sensibilizarea societății cu privire la persoanele imobilizate în scaunul cu rotile. Cu această ocazie, așadar, s-a născut și un îndemn bazat pe solidaritatea între oameni și ajutorarea concretă a Alexandrei Moloci, o beneficiară a programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu Suceava din cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Alexandra este o fată zâmbitoare, o vedem și în imagini, în ciuda imobilizării în scaunul cu rotile, dar și în ciuda diagnosticului crunt. Tetrapareză spastică, epilepsie reflexă, strabism la ambii ochi, retard neuromotor, psihic și de limbaj. Cu toate acestea, Alexandra, ca noi toți, tinerii, nu-i așa, are multe speranțe. Și chiar dacă nu cunoaște semnificația cuvântului familie, întrucât tatăl ei a părăsit-o la o vârstă foarte fragedă, în permanență alături de ea este mama dânsei. Prin intermediul programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu Suceava, Alexandra beneficiază de servicii de recuperare și îngrijire și, nu în ultimul rând, de sprijin moral oferit de echipa de la îngrijire la Domiciliu Suceava, o echipă care îi calcă pragul frecvent și vom vedea acest lucru și într-un material de la finalul ediției din această seară. Din nefericire, Alexandra și mama ei se confruntă așadar cu multe dificultăți financiare. Ea are nevoie în permanență de echipamente medicale și de îngrijire, medicamente, alimente, haine și alte lucruri prin care fiecare dintre noi i-am putea îmbunătăți traiul zilnic. Practic, fiecare dintre noi, dumneavoastră aici prezenți, îi puteți aduce o rață de soare dacă vă hotărâți ca la finalul serii să donați în cutiile pe care le veți găsi la intrare, la ieșire, dar pentru cei de acasă pot dona în contul deschis Alexandrei. Așadar, încă de la început le mulțumim tinerilor noștri, lui Andrei și lui Eduard, pentru frumoasa inițiativă încununată cu succes și pentru că în permanență se îngrijesc de binele seminilor noștri. Și acum, bineînțeles, la finalul acestui proiect, Urcăm Munții pentru cei care nu pot, îi invităm să ne povestească până la urmă cum a fost, de unde s-a născut această idee, de ce pentru Alexandra, de ce nu doar munte, dar și solidaritate și, practic, de ce nu și din culisele urcării pe munte. Nu cred că e foarte ușor să urci 14 vârfuri în 11 zile. Nu știu cât s-ar încumeta, dar ei au făcut-o și cred că este important să ne spună lucrul acesta.
Așadar, îi dau pentru început cuvântul lui Eduard pentru a ne povesti puțin despre traseul pe care l-au parcurs, de unde și unde s-au deplasat, dar și cum s-a născut, practic, această idee, o idee care până la urmă s-a transformat în aventură. În primul rând, bună seara! De fapt, aș dori să începem cu un video ca să clarificăm care-i treaba cu munții ăștia. O să-l rog pe Paul să mă ajute puțin. Suntem live, asta e important. Și link-ul funcționează. Din poze vedem că v-ați mișcat repede, deci a fost foarte ușor, nu? 3 minute sună mult mai bine decât 11 zile. Să cam așa. În primul rând, aș dori să vă spun bună seara. De fapt, trebuia să iau înapoi leac, așa. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru prezența voastră aici. Ați rupt din timpul vostru, poate din cea mai importante resurse pe care dispuneți, de efectiv de timp, ca să auziți o poveste despre povești, povești care poate să vă, nu știu, impulsioneze, să vă plictisească, să vă entuziasmeze sau poate chiar să vă sensibilizeze. Sperăm să nu vă plictisească. Noi sperăm. În primul rând, aș dori să le mulțumesc celor de la Caritas pentru oportunitatea de a lucra cu ei pentru binele Alexandrei și pentru acest proiect. Să le mulțumesc celor de la Parohia Dormirea Maicii Domnului și de la Episcopia Romano-Catolică pentru susținerea acestui proiect, pentru mediatizare și pentru oferirea acestui spațiu pentru conferințe, desigur. Și eu spun să-i dăm drumul la treabă. În primul rând, aș vrea să vorbesc puțin despre mine, o scurtă introducere. Am 28 de ani, sunt deloc din Bacău, stabilit de 7 ani în Iași.
Lucrez ca și programator pentru o firmă care dezvoltă unelte de cercetare pentru universități. Sunt implicat în corul UVNS Eclezie de câțiva ani, dar și în alte activități cu caracter social și ce mai presupune în cadrul diecezei de Iași. Ca și defecte, când o să vorbesc despre calități, sunt sarcastic, ironic și câteodată perfecționist, spre disperarea lui Andrei. Am început o cu munții de când eram mic, o să revin cu un slide despre tema asta, cu alergatul la fel când eram mic și apoi l-am combinat undeva în 2014, când am început să practic alergarea montană la nivel de amatori. Statut de ambasador pe BlaBlaCar, probabil știți ce e BlaBlaCar sau nu știți. E o chestie care eu n-aș spune că mă laud, dar merg foarte mult cu Iamă Nene și cu mijloacele astea mai non-convenționale de călătorit și la câte călătorii am avut acolo, am ajuns practic să fiu un soi de reprezentant ceva acolo. Am un hamac în cameră, deasupra patului și am o slăbiciune pentru grapefruit. Mergem mai departe. Spuneam că de unde și până unde pasiunea pentru munte. Pe scurt, acesta este fratele meu, nu sunt eu, este fratele meu Iulian, este cu 2 ani mai mare decât mine și a fost primul din familie care a înțeles poate cu adevărat ce înseamnă muntele. L-a practicat, a început și el apoi alergarea montană, în prezent locuiește în munți, în Pasul Tihuța. De profesie este sociolog, este doctorant la Universitatea din București și de asemenea coordonator de proiecte în cadrul Asociației Tășuleasa Social, poate unii ați auzit de ea. Se ocupă de lucruri foarte faine, ca să amintesc 2 proiecte de care poate să spun nu neapărat sunt și eu mândru, dar mă bucur că se întâmplă, Via Maria Teresia și Via Transilvanica, poate ați auzit de ele. De Via Transilvanica, fratele meu este direct responsabil pentru marcarea traseului. De unde și până unde ideea cu muntele? Sigur, cum el a fost primul plecat pe munte și așa, când a venit rândul meu să plec de acasă, a fost destul de ușor pentru mama să accepte lucrurile astea. E adevărat că o înțeles și ea mai greu, dar până la urmă o înțeles. Chiar mă amuzam cu ea acum vreo 2 luni, că mă sunase într-o sâmbătă, mă întrebase ce fac și eram bine, pe acasă, cu proiecte. Și mă întreba dacă sunt regulă. Și am spus, da, de ce? Și era ceva în genul, păi e sâmbătă, e weekend, n-ar trebui să fiu pe munte. Și eram puțin așa, ok, asta e ciudat. Dar da, să revin. Fratele meu a fost primul care m-a provocat să particip la o cursă de alergare. Și a fost destul de dificilă prima. Practic am luat-o ca pe o provocare și care până la urmă s-a transformat într-o pasiune. Și chiar nu-mi pare rău, nici pentru alea 2 unghii care le-am pierdut în prima cursă. Astea sunt pozele noastre de profil și, deși noi nu prea avem foarte multe lucruri în comun, aici cred că putem să fim cu toții de acord că ne uităm în aceeași direcție, ci drept. De ce am ajuns la el? Pentru că în cadrul asociației în care lucrează, ei fac foarte multe lucruri faine și lucrurile astea faine izvorăsc din idei. Ideile uneori pot să fie super nebunești, pot să fie super clare, dar depinde numai și numai de noi dacă alegem ca să le implementăm sau nu. Calea de la a avea o idee până la o implementare este extraordinar de lungă. Foarte mulți ne taie aripile. Ce o să spună ceilalți dacă mă apuc să fac o idee? Ce o să spună alții dacă o să fac lucrul ăsta? Eu vă recomand să nu vă descurajați de lucrurile astea. Eu am foarte multe idei în general și nu neapărat poate ce țin de munte, în general ce țin de viață și le notez. Le notez oriunde am ocazie, le notez pe bonurile de la cumpărături, le notez în notițele de la telefon, le notez pe Google Docs, le notez acolo unde se poate cât mai mult. Și ele apar când nu te aștepți. Ideea de a parcurge vârfurile era o idee mai veche de a noastră, era o idee personală, avea un caracter personal în sensul în care noi ne gândeam hai să facem toate vârfurile din România de peste 2500 într-un an de zile. Apoi cumva ne-am gândit puțin să rafinăm ideea asta și
Într-o dimineață m-am gândit, dar ce-ar fi dacă n-am încercat să le facem pe toate din aceeași tură? Suna destul de utopic așa, pentru că practic ai un vârf retezat aproape de Petroșani, aproape de granița cu Serbia, și ar fi trebuit să ajungi înapoi în Brașov, și când te uiți așa pe hartă vezi că traversezi aproape jumătate de România. Și atunci am zis că ce-ar fi totuși să le pun pe foaie. Ideea a apărut în luna iunie, pe la sfârșitul lunii iunie, undeva pe la 6 dimineața. Atunci m-a lovit și atunci am zis că trebuie să notez tot ceea ce îmi trece prin cap. Și în momentul ăla am căutat pe Google să văd dacă lucrul ăsta este cu adevărat posibil. Și primul link care mi-a apărut, mi-a scos la iveală o chestie de care eu, să fiu sincer, nu știam. Doi tineri din Iași făcuseră cele 14 vârfuri de peste 2576 de ore într-un proiect care se chema Biatlonul Carpatic. Practic, ceea ce au făcut a fost să parcurgă cele 14 vârfuri pe bicicletă și pe jos. Ce făceau? Mergeau cu bicicleta între masive, ajungeau la baza masivului, urcau până în vârf, atingeau vârful, se întorceau înapoi, luau bicicleta și continuau. Și atunci ne-am dat seama că situația asta poate să fie și în favoarea noastră, pentru că aparent există un drum care ar putea să ne ajute să ducem la îndeplinire lucrul ăsta. Ceea ce a fost și mai amuzant apoi a fost că am realizat că acest tip, Tiberiu, a lucrat în aceeași firmă cu mine, și acest tip, Sebi, îl știa Andrei dinainte, ca să aflăm noi de existența acestui proiect. Și în cele din urmă am apelat și la ei ca să vedem efectiv ce informații ar putea să ne dea, poate din experiența lor, unde au greșit, ca să știm și noi cum să putem face mai bine să scoatem proiectul până la capăt. Ceea ce a fost interesant în articolul care l-am citit, a fost puțin și caracterul social pe care i s-a bazat atunci când au aplicat proiectul. Accesul pe munte persoanelor cu dizabilități. Există un maraton în România care a propus acest concept, și au fost voluntari care, înarmați cu un cărucior adaptat situației, duceau persoane cu dizabilități pe munte. Dacă vă uitați aici, este efectiv un cărucior adaptat, efectiv persoane cu dizabilități care se înscriau la un maraton și efectiv îl parcurgeau ajutați de voluntari. Atunci a apărut prima idee de a cumva da un sens sau un caracter social și proiectului nostru, dar nu știam de unde să începem și au rămas până la urmă, hai că o să vedem cum o să facem și mai devreme sau mai târziu o să ne decidem. Și până la urmă a rămas un proiect cu caracter social. Asta e foaia pe care eu am scris ideile alea la 6 dimineața. După o oră și jumătate în care efectiv am notat, e adevărat nu se vede, nu este o claritate foarte mare, dar sunt efectiv cele 14 vârfuri cu înălțimea, în ce masive sunt, ce modalități de deplasare, o idee care prima variantă suna undeva la 21 de zile, a doua variantă suna la 16 zile și apoi când a auzit Andrei de a treia variantă a spus, o, dar 16 zile e multe. Și atunci am tăiat-o până în punctul în care am ajuns la 9 zile. După ce a apărut foaia asta, efectiv în forma care e, i-am trimis-o lui Andrei, era 7:30 dimineața și răspunsul lui a fost da, sec. Deci am spus clar, noi să facem proiectul ăsta, mai devreme sau mai târziu anul ăsta. Despre cum a decurs organizarea, o să vorbească mai multe Andrei. El s-a ocupat în totalitate de tot ceea ce a ținut de asigura, nu neapărat transportul, dar a vedea unde am putea să cazăm, unde am putea să dormim, unde am putea să mâncăm, unde am putea să alimentăm cu apă, o altă problemă destul de spinoasă când traversezi munții. Dar, cum am zis, o să vorbească el mai mult, așa că o să-i dau cuvântul. Mersi. Salutare! Prima dată să spun câteva lucruri despre mine. Am 29 de ani, fac parte din Asociația Acțiunea Catolică de 14 ani, sunt foarte implicat în activitățile parohiei, de asemenea, ca și de fac parte din corul de tineri IVNS Eclesie. Din 2016 m-am stabilit aici la Iași, ocazie cu care am început să mă implic aici în activitățile care sunt organizate de parohie. Multe din activitățile pe care le fac din pasiuni sunt comune cu ale lui Edi, de aici și unele proiecte comune.
Printre acestea ar fi pasiunea noastră pentru sport în general. Suntem firi active, suntem energici, să vorbesc în nume propriu, pun entuziasm în ceea ce fac în general. Îmi place să mă ocup întotdeauna agenda cu tot felul de activități. Dacă văd că într-o zi rămân câteva ore libere, prefer să ies la o alergare. Ziceam că îmi place sportul în general, ar fi notul, fotbalul, schiurile, patine, role, cam tot ce presupune dinamica în general. Nu-mi place șahul, de exemplu, sau chestii de contact, nu știu, kickboxing sau chestii de astea. Dar în general, chestii dinamice, jocuri de echipă, chiar îmi plac foarte mult. Dar cel mai mult îmi plac drumețiile la munte și alergarea, pe care am descoperit-o în 2016, când am venit aici la Iași. Până să mă mut în Iași, am avut o perioadă de 2-3 ani în care am fost foarte pasiv, aș spune. Mă duceam la muncă, mă întorceam, citeam ceva, mă uitam la un film și aia era toată ziua. Dar când am schimbat mediul, colectivul, anturajul, prietenii și implicit activitățile, am început să fiu mult mai activ, mai dinamic și de aici această implicare în general în activități. Alergarea am descoperit-o cumva întâmplător, când am venit în Iași, am căutat pe Google evenimente Iași și am văzut că miercurea se organiza o alergare de socializare mai mult în grup, la un tempo lejer. Și am descoperit că îmi place, eu fiind o firă activă, ocazie cu care, la scurt timp, după, la 3-4 săptămâni, am participat la primul concurs de alergare. A fost un semimaraton desfășurat chiar aici la Iași, pe teren variat, la care am mers, nu întâmplător, chiar cu Edi. Și atunci a devenit mai mult decât o simplă pasiune. N-aș zice că a fost ca un virus, că ar fi un sens peiorativ până la urmă. Dar așa s-a manifestat. Efectiv, m-a cuprins cu totul și de atunci a urmat tot felul de concursuri. Aș pune aici, v-aș prezenta poza de la al doilea ultramaraton. Ziceam că am început alergările în 2016. În 2017, e bine, după un an, am participat la primul ultramaraton, de fapt al doilea aici în poză, adică o distanță peste 42 de kilometri. În speță aici a fost un concurs de 81 de kilometri, organizat chiar de Asociația Tășuleasa Social, și anume Via Maria Teresia, un concurs foarte drag mie, pentru că este foarte bine organizat și cu peisaje foarte frumoase. Să trecem acum la detalierea oarecum a proiectului. Cu siguranță nici măcar nu se văd acele cifre, dar nici nu este asta ideea că v-aș plictisi. Ideea de bază este că am reușit să urcăm pe cele 14 vârfuri în 11 zile, totalizând 428 de kilometri cu o diferență pozitivă de peste 16.000 de metri. Ei bine, da, poate a sunat, când a prezentat Edi, poate a sunat faptul că nu am stat deloc pe gânduri când mi-a propus să facem acest proiect. Dar cumva eu știam despre ce e vorba, pentru că eu, cunoscându-i pe cei doi protagoniști ai biatlonului carpatic, pe care vi-a prezentat Edi, eu i-am urmărit efectiv în timp real atunci, știam exact despre ce e vorba, cunoșteam potențialul meu și al lui Edi, știam că putem să ne băgăm în acest lucru, dar știam că e nevoie de o planificare foarte bună. Și după ce am văzut planificarea lui Edi, s-au mai limpezit un pic lucrurile, chiar dacă știam că sunt multe detalii de pus la punct, de aranjat, de dat o altă formă. Așa cum spunea el, la început am alocat mai mult timp, mai multe zile, dar ne-am dat seama că și zilele de concediu sunt limitate și mai mult decât atât, nouă ne place să ne depășim oarecum limitele, să ieșim un pic din zona de confort. Știam că va fi greu, dar am vrut să repetăm cumva, să retrăim acele experiențe pe care le-am avut pe El Camino. Așa că am pus pe foaie mai detaliat, am lucrat la planificare, deși aveam planificarea inițială, am vrut să intrăm mult mai în detaliu, pentru că știm că pe munte
pot apărea multe lucruri imprevizibile și de asta e foarte bine să ai situație de rezervă și să cunoști foarte bine unde te afli și ce ai de făcut. La planificarea în detaliu, chiar dacă m-am apucat destul de târziu de ea, efectiv am acordat o zi întreagă de dimineață până în seara, pentru că am stat cu harta în față tot timpul și pe bucățele foarte mici, pe tipuri de marcaje, bandă roșie, cruce albastră și în funcție de cum se schimba pe anumite porțiuni, am făcut o planificare încercând efectiv să estimez și o alocare a timpului. Pe tabel, bineînțeles că încep cu ziua 1, care a fost pe 3 septembrie, dar totuși aș începe cu ziua 0, cumva contează și asta. Pe data de 2 septembrie, efectiv, am început proiectul, în sensul că am luat trenul de la Iași către Petroșani, în după-amiaza de 2 septembrie, cu schimbare la București. Deci toată noaptea noi putem spune că nu prea am dormit, poate am ațipit câte un pic, dar în fine, noi suntem obișnuiți cu aceste tipuri de activități și am ajuns cu bine în Petroșani la ora 6 dimineața, de acolo am mai luat încă două microbuze ca să putem asigura încă 40 km până la Cheile Buței, de unde am început efectiv ascensiunea către primele două vârfuri, respectiv Păpușa și Peleaga din masivul Retezan. Cele două le-am făcut în prima zi, am campat la lacul Bucura, acolo la cota 2041, după care a doua zi de dimineață am coborât și am mers către Petroșani, unde am înoptat. Asta ar fi prima etapă, dacă ar fi să fac o etapizare. A doua a presupus să mergem în masivul Parâng, am urcat pe Parângul Mare, după care am ieșit în Transalpina, prin Șaua Urdele, asta în ziua a patra. Acolo am notat, am pus cortul chiar la marginea Transalpinei. Priveliști foarte faine, cei drept răsărit, apus de la cort, e superb. Chiar vă recomand să încercați la munte așa ceva, dacă nu ați făcut-o până acum. Bun, am încheiat etapa a doua. Etapa a treia a fost poate una, poate nu neapărat foarte dificilă, dar una cu multe necunoscute, pentru că noi inițial în planificare ne gândeam ca cel puțin deplasarea dintre masivul Parâng și masivul Făgăraș să o facem cu mașina. Ar fi trebuit să luăm două mașini, una pe Transalpina și una după, făcând dreapta înspre Sibiu. Dar când am aflat mai multe detalii despre Alexandra, ne-a sensibilizat acest aspect și am decis să facem integral pe jos, totul pe jos. Astfel încât am mai adăugat atunci această deplasare între masive care a presupus un plus de 119 km. Asta ar fi etapa a treia. Până am ajuns la poalele masivului Făgăraș, am noptat la Tălmaciu, încheiem aici etapa a treia, în etapa a patra începem ascensiunea în masivul Făgăraș și timp de 3 zile am bifat cele 8 vârfuri din masivul Făgăraș și apoi am coborât în Plaiul Foiului, de acolo, deci acolo încheiem etapa a patra și trecem în a cincea, ascensiunea către masivul Făgăraș. Masivul Bucegi. Așa am înoptat la refugiul Țigănești și de dimineață, în două ore, am făcut celelalte trei vârfuri care ne-au rămas, pentru că ele sunt foarte apropiate. Asta a fost despre detalii. Acum e de o să... Da. Cei de acasă, dar și pentru cei de aici avem o și o să rugăm să-și folosească telefoanele, adică să... Da, acum aveți ocazia să scoateți telefoanele din buzunar. Rămân pe silențios, dar... Da, rămân pe silențios, dar o să vă rog să accesați linkul care apare pe ecran și să adăugați codul care este acolo. Scuzați. Ok, deci site-ul este menti.com, menti.com și codul este 7414467. Da, să vedem. Aș dori să răspundeți la întrebarea care este afișată.
Deci codul este 7414467. Aș dori să răspundeți la întrebare. Este anonimă, dar o să vedeți ce se întâmplă. Așa că o să așteptăm acum. Nu sparge nimeni în gheața? Opa, ok. Și rugăm și pe cei de acasă care ne urmăresc să intre pe www.menti.com și să răspundă la întrebarea băieților. Ce vedem, Eduard? Ce se întâmplă în imagine, practic? Multe lucruri care au sens și care nu au sens. Vedem cine a zis apa că pare că e mai îngroșat, așa, are un punct în plus, clar. Practic, cuvintele cele mai evidențiate se regăsesc în cele mai multe răspunsuri. Exact. O să mai lăsăm, cred, undeva la vreo 30 de secunde și apoi o să deliberăm puțin. Câinii, da. V-ați fi așteptat de la răspunsul ăsta? La câini? La câini, da. Da, dar nu s-a întâmplat din fericire. Ok. De fapt, acum dacă stau și mă gândesc, s-a întâmplat odată, dar... Da, îmi dați frână, da. O să-mi permit și eu să dau un răspuns. Practic, ar fi și câteva lucruri care te-ar împiedica să pornești la drum, nu? Sunt lucrurile care înainte să te apuci, să te pui la drum, zici, nu, că sigur o să am apă, sigur o să fiu obosit, o să mă mănânce câinii, nu? Da, adică pleci... se poate traduce în piedici. Pleci cu un mindset destul de, spun, fragil, așa, pentru că atunci când vine vorba de planificare, trebuie să le iei în calcul pe toate și poate pentru fiecare situație necesită anumite lucruri să ai și astea, nu știu, se îngăunează ghiozană sau poate pentru anumite acții, pentru anumite întâmplări trebuie să fii pregătit poate psihic să le înfrunți și deja intervin cu totul alte lucruri. Ok, tot n-am apucat să dau și eu răspunsul, imediat. Tu poți să ne spui dacă se regăsește deja în cele... Nu. Nu? Nu, dar o să fie... Deci trebuie să apară acum? Stop. Nu pot să-mi dau seama. Ok, now. A apărut acum oamenii cu autostopul. E unul dintre ele. Da. Da, cred că putem să oprim sau, da, dacă lumea mai continuă, nicio problemă, putem să deliberăm puțin. Avem 57 de răspunsuri. Mulțumim celor care au îndrăznit să participe la acest joc. Era apa mai înainte, mai mare, dar acum a apărut câini. Am vorbit puțin de câini și deja s-a schimbat optica. Ce avem? Avem oboseală, câini, apă, înălțimea, oboseală, iarăși, semnalul, da, foarte bine, foarte bine spus. Câinii de la stâne, ursul, vedem mai încolo, imprevizibilul, multe vârfuri, condiția fizică, psihicul, foarte bine punctat, frigul. Sincer să fiu, mă uit acum și îmi dau seama că niciuna din ele nu o lipsi din peisaj. Deci, practic, toată lumea a răspuns corect, să spun, într-o formă sau alta. Tot ce este pe ecran s-a regăsit și în experiența pe care am avut-o, mai mult sau mai puțin, într-o formă mai cruntă sau într-o formă mai ușoară. Și pentru asta o să intru puțin în detalii vis-a-vis de ce s-a întâmplat pe drum. Nu o să intru în detalii tehnice vis-a-vis de vârfuri prea mult, pentru că nu ăsta e scopul în sine. Informațiile astea se găsesc și pe Google, nicio problemă, dar cum am privit noi experiența din punct de vedere al întâmplărilor care au fost. Și
O să rog pe Paul să mute înapoi pe prezentare. Așa. Okay. Este mute. Bun. Așa cum a amintit și Andrei, călătoria noastră a început practic din Petroșani. Am mers cu trenul până la Petroșani, cu o scurtă scală la București. Am schimbat două microbuze până la cabana Cheile Buții, de unde practic avea să înceapă și proiectul nostru și implicit să pornim cronometru, efectiv să vedem în cât timp o să putem face, dacă astea 11 zile sunt viabile sau nu. Hai să trecem la povești atunci. O să încep cu fiecare, practic am împărțit ceea ce am făcut în, bine, Andrei a împărțit în 5 etape, eu am împărțit-o în 4 și o excepție. Dar, în principiu, am privit fiecare grupare de, practic fiecare masiv în parte, l-am privit ca și un grup. Începem cu Munții Retezat. Practic, expozițiunea proiectului, să spun într-o formă sau alta. De ce Târâmul cu ochii albaștri? Pentru că sunt foarte multe lacuri glaciare, șocant de multe lacuri glaciare, peste 80, la orice pas găsești. Drumul a început cu un moral destul de ridicat pentru noi și oscilat până la sfârșitul proiectului, să spun așa, până în ultima zi chiar, a fost chiar cu emoții și cu peripeții, dar o să le dezvălui pe măsură ce trecem prin ele. Experiența cu Santiago de Compostela ne-a învățat că nu o să fie foarte ușor. Problemele apar exact poate atunci când nu te aștepți. Noi am privit niște lucruri ca fiind probleme care de fapt nu au fost probleme aici. De exemplu, nu știu, am văzut în diagramă, de exemplu, bine, a apărut oboseală. O problemă pe care am avut-o pe Santiago de Compostela a fost la picioare, și anume bășici, de la foarte mult mers. Ne-am fi așteptat să se întâmple treaba asta. Față de ceea ce s-a întâmplat pe Santiago de Compostela, am schimbat puțin strategia și am decis să nu mergem cu Adidas sau cu bocanci, ci să mergem cu papuși de alergat, ceea ce a fost o decizie foarte inspirată, pentru că problema asta n-am avut-o. Dar, în schimb, au apărut alte probleme de care, sincer să fiu, nici noi nu ne așteptam să se întâmple. Retezatul. Ne-au cultivat destul de multe lucruri, în sensul că a trebuit să fim atenți puțin la persoana noastră și la persoana celuilalt, implicit la persoana mea și la persoana lui Andrei și reciproc. Ce se întâmplă? Andrei a venit cu o planificare, o planificare care putea oricând să sufere modificări din vari motive. Și de astfel, din cauza aceasta, o trebuie să cumva să avem grijă ca nu neapărat să nu ne invadăm teritoriul unui celuilalt, dar să încercăm să fim înțelegători și să găsim soluția cea mai optimă atunci când trebuie. Când alegi să mergi pe munte, pericolele pot fi multe, ați văzut, cel puțin în diagramă, câte și câte pot apărea. Și sunt situații în care nu neapărat ai foarte multe minute la dispoziție să te decizi ceea ce poți să faci și trebuie să iei decizii foarte rapide. Și atunci trebuie să ai un grad cât mai mare de maleabilitate. În același timp, poate să renunți și la, nu știu, poate la niște principii de leadership sau să, nu știu, să renunți la niște lucruri pe care, nu știu, știi tu, ești sigur că lucrul pe care îl faci e cel mai bun, dar de fapt nu e cel mai bun pentru că nu ai ținut cont de anumiți factori sau astfel de situații. Plus că aici vorbim poate și un grad de disciplină care ar trebui să avem. Îmi vine în minte poate un citat al unui maratonist care anul ăsta a reușit să coboare bariera unui maraton sub 2 ore, într-un mod neoficial, și spunea că vorbea de disciplină, cei care persoanele care sunt indisciplinate sunt sclavii propriilor lor trăiri, sunt sclavii propriilor pasiuni, pentru că dacă nu ai disciplină, posibil ca să te iei cu alte lucruri și să înțelegi orice altceva față de ideea pe care ai avut-o în mod inițial. Am pornit pe Retezat cu ideea de a face un traseu. Aveam un traseu de rezervă și până la urmă am făcut pe al treilea traseu, pe care nici măcar nu aveam idee că există. Pentru că atunci ni s-a părut că este ideea cea mai bună pe care o putem să o aplicăm. Și nu ne-a părut rău pentru că am făcut treaba asta. Din previziunile meteo pe care le aveam, prima zi ar fi fost ziua în care am fi avut ploaie, ar fi fost singura zi cu ploaie și ar trebui să ținem cont de acest aspect. Din fericire n-am avut ploaie. Partea nasoală că am avut
aproape nisoare. Dar practic cumva asta o schimbat lucrurile în sensul că o trebuie să ne adaptăm pe niște lucruri care mai târziu ne-au ajutat. Am ajuns la lacul Bucura, cum a spus Andrei, lacul Bucura fiind un lac care e undeva la 2000 de metri, un lac foarte fain, în weekend sunt foarte, foarte multe persoane pasionate de munte care campează acolo. Weekendul dinainte să fim noi, au fost aproape 200 de corturi în jurul acestui lac. Noi când am ajuns erau 4 corturi. Ce a fost trist acolo, că am pierdut o lecție foarte importantă, și anume că uneori nu destinația cea mai importantă, ci drumul. Sau nu neapărat o finalitate cea mai importantă, ci procesul prin care ajungi la acea finalitate. Am ajuns acolo pe căldură, în grabă am montat cortul și am spus să mergem să facem repede vârfurile. Am făcut vârfurile, ne-am întors în timp cât să nu se întunece. Și odată cu lăsarea întunerului s-a pornit un vânt de 70-80 de kilometri, care efectiv era să ne spulbere cortul cu totul. Ne-am trezit la 3 dimineața cu, efectiv, cortul ne bătea în cap. Deci ca să vă imaginați, nu știu, un cort destul de înalt, era efectiv plăcintă peste noi. Bețele de-abia mai țineau. Efectiv ne-am ridicat și am spus că noi nu putem să pierdem cortul exact din prima zi. Efectiv ne-am proptit cu spatele practic de partea în care bătea vântul și încercam efectiv să ținem cortul să nu se rupă bețele. Am stat așa, cred că vreo jumătate de oră, apoi ne-am dat seama că nu e o modalitate foarte bună și am ieșit afară în tentativa de a-l mai ancora cu câteva sfori. Cred că am rezistat 3 sau 4 minute, că la vântul care era, efectiv zburau pietre în jurul meu. M-am zgâriat la mână, două pietre, o piatră mi-a crăpat ecranul de la ceas. Și atunci mi-am dat seama că noi nu avem ce face afară, înapoi în cort. Și efectiv, până dimineața, până s-a luminat, noi am stat cu spatele rezemați de cort ca să nu-l rupă cu totul. Și atunci ne-am dat seama cât ar fi fost poate să mai stăm 20 de minute când am ajuns pe căldura aia, să-l ancorăm în 8 sau 12 puncte cât avea și n-am fi avut problema asta. De asemenea, vremea. Am avut problema asta a vremii. Cumva ne așteptam să fie ploaie, dar am dat peste burniță și nisoare când am ajuns pe Peleaga și pe Păpușa. Era efectiv o ceață cumplită. Din fericire eram echipați, nu ne așteptam. Ne-au prins puțin pe nepregătite, dar ne-am dat seama că provocarea o să devină din ce în ce mai grea pe măsură ce zilele o să treacă, pentru că o să apară lucruri de care noi nu o să fim conștienți. Pozele sunt din prima poză din dimineața în care am plecat și a doua nu se vede foarte bine, dar în video poate o să fie o leacă mai clar. Am îndrăznit să surprind și niște cadre cum bătea vântul și cum era cortul. O experiență de nedorit, ce-i drept. Am continuat să coborăm ziua următoare și ne-am îndreptat spre Parâng după ce am traversat toată Valea Jiului. Parângul, să-i spunem, bine, denumit popular, îl putem găsi și ca fată verde, dar apelând la folclor, acea fată frumoasă, să spun, care vrea să danseze la hor în pereche, dar niciun băiat nu o invită că zice că nu-i demn de ea. Ceva de genul e și Parângul. Este un munte foarte fain, dar nu foarte mulți oameni se încumetă să-l urce. Urcă până în poziția în care, să spun, mașina îi permite să urce până la complexul Parâng și de acolo servesc ceva și se întorc înapoi. Ceea ce e puțin cam trist, pentru că nu sunt distanțe infinite până ca să atingi vârfurile și peisajele de sus de acolo sunt fantastice. Aici am avut pentru prima dată problema, nu neapărat o problemă, dar noi suntem obișnuiți să mai folosim și autostopul și în situații de zi cu zi. Aici s-au nimerit situații în care oamenii au vrut să ne iau cu autostopul și noi nu știam cum să-i refuzăm. Lumea nu înțelegea de ce nu vrem să ne urcăm în mașină. Noi încercam să le explicăm, știți că facem un proiect pe jos și hai mă, lasă, hai urc în mașină. Și am fost puși în situația asta, cred că de 8 sau de 9 ori, ceea ce a fost destul de complicat. Am pornit ascensiunea pe Parâng cu un semn care, sincer să vă zic, acum nu știu dacă 1 pe 6 înseamnă 10 minute sau înseamnă altceva. Am considerat că e traseul cel mai optim, dar nu era chiar cel mai optim. Ne-am trezit pe un traseu care
alergătorii cred că ar râde acum dacă ar auzi pe unde am fost. Am ajuns pe o practică, am urcat pârtia, care e sub telescaun, care are o înclinație de 44,4%. Nu știu, șoferii știți ceva așa cu pante și cu 10% și cu astea. 44,4% înseamnă genunchii la piept. Și noi eram cu rucsacii pe spate și era de-abia a treia zi și noi întrebam dacă chiar ăsta e drumul pe care chiar trebuia să-l facem. Nu-i de glumit chiar. Există o competiție de alergat anuală în care oamenii se bat efectiv cu telescaunul. Telescaunul pleacă și ei de la vale și să vedem care ajunge primul, omul sau telescaunul. Și sunt oameni, sunt patru persoane care chiar au ajuns înaintea telescaunului. Partea amuzantă aici a fost că pârtia dădea într-un restaurant și noi am apărut de după dealul ăla așa foarte dubios, cu rucsacia pe noi și așa, și toți se uitau la noi și erau așa ceva în genul cu drumul pe partea ăla, voi de ce veniți din vale? Și noi nu înțelegeam de ce, până să ne întoarcem să vedem semnul că noi am urcat practic pârtea Europarang, ceea ce nu neapărat era chiar în plan, dar o trece și pe asta la realizări, cred. Am ajuns în vârful muntelui Parâng, am făcut Parângul Mare, niște peisaje foarte, foarte fantastice, dar aici ne-am lovit de altă problemă. Cum am specificat și mai înainte, una din cele mai mari probleme pe care le-am avut a fost lipsa apei. Și aici, poate dintr-un deficit de organizare, sau nici nu știu cum aș putea să spun neapărat, ne-am trezit fără apă. Bine, nu ne-am trezit fără apă, chiar fără apă, ne-am trezit că mai aveam și jumătate de litru de apă pentru amândoi. Și noi nu mai reușeam să ajungem la o sursă de apă. Și atunci încep să spui întrebări, dacă ai greșit undeva, unde o mers prost, unde o mers bine, ce puteam să facem. Am întâlnit un alt turist care venea din față și ne-a spus că ar fi o sursă de apă la 2 ore. Sursa aia de apă la 2 ore a fost, cred că, cea mai mare minciună pe care aș zice și eu că mai e 5 minute până în vârf și mai e o oră. Ei bine, alea 2 ore, de fapt, erau 5 ore. Și noi ne-am pornit pe traseu ca să mergem în direcția respectivă. Aveam un alt lac la 2 ore și am fi știut că am fi putut să mergem să luăm de acolo niște apă. Dar am spus să coborăm ca să urcăm, nu face sens, mai bine mergem încă 2-3 ore dacă va fi, pai că nu, poate au zis 2 ore și o să fie 3, e în regulă. Și mergem mai bine 3 ore și luăm apă de acolo. Și de fapt au fost 5 ore. Și atunci cumva ne-am redus așa, ne-am mai cumințit și noi puțin, pentru că ne-am dat seama că e dificil, iar n-ai de dificil fără apă. Adică când ești pe munte și nu, să mergi la alții să ceri, poți să faci și lucrul ăsta, dar te mustră conștiința, cum să rămâi pe munte fără apă? Mersesem cu un alt grup de tineri pe Piatra Craiului și le spuneam, luați-vă 3-4 litri de apă pentru că o să aveți nevoie. Și mulți spuneau, dar unde, frate, câtă apă ai nevoie? Și lumea înțelege apoi, pentru că chiar ai nevoie. Și ai nevoie poate, nu neapărat pentru tine, dar și poate pentru altul care rămâne fără și să-i dai. Am continuat să mergem, alea 5 ore ne-au scos în Transalpina, ceea ce a fost o surpriză și pentru mine și pentru Andrei. Noi n-am crezut vreodată că o să ajungem să campăm pe Transalpina, unde am văzut un cer al naibii de fantastic. Aici este o frântură de apus, adevărat nu foarte mare claritate cu telefoanele noastre, dar pot garanta că priveliștile care sunt pe alocuri, nu știu, pot fi imortalizate, cred că cel mai perfect, cu retina, pentru că aparatele n-ar putea face lucrul ăsta. Aici avem un răsărit pe Transalpina, deja ne strângeam cortul. Pentru prețul plătit pentru răsăritul ăsta a fost 2 bafuri pe care eu le aveam și le foloseam ca și, să spun, suport, le țineam cumva pe umăr, pentru geantă, ca să nu mă roadă umerii. Știam de problema asta de pe Santiago de Compostela, am avut-o și am spus că trebuie să fac ceva în privința asta. Bafurile, practic, sunt niște bucăți de materiale care, de obicei, nu știu, le mai folosim ca să ne acoperim capul, să ne protejăm de soare și lucruri de genul. Eu aveam 3 bafuri, 2, efectiv, le uitasem acolo. Am pornit dezorientați din Transalpina, în direcția greșită, am mers 2 km, apoi ne-am dat seama că nu suntem în direcția bună și ne-am întors înapoi. Pe Transalpina ne-am întâlnit cu un cioban care era cu 3, de fapt nu știu, nici nu știu cineva care păzește 3 măgari, cum se numește, n-am nici cea mai vagă idee. Eu o să-i spun cioban.
era cu trei măgari pe Transalpina și l-am întrebat dacă e în direcția spre Obârșa Lotrului și el, dar voi sunteți tineri așa, ce ocoliți așa 7-8 km pe șosea, luați-o direct de-a dreptul, că imediat în jumătate de oră ieșiți la cafea, el cu asta ne-a momit, că ajungeți la cafea, că ajungeți la apă, că este un restaurant în deal acolo și... Am luat-o pe... El tot spunea că luați-o pe lăsătoare și noi eram... Luăm pe lăsătoare, dar în mintea noastră, dar ce aia lăsătoare? Că nu știam ce aia lăsătoare. Și el tot că luați-o pe lăsătoare, luați-o pe lăsătoare și când să-l întrebăm de lăsătoare, a plecat. Și eram... Păi, să o luăm în deal încolo. Și am luat-o în deal încolo. E adevărat, nu știu dacă panta aia a fost mai mare de 44,4, dar început așa, la prima ora dimineții, a fost destul de distractivă. Am ajuns chiar unde era cafeaua acolo. Ca să realizăm că distanța pe care ne-o propusem să facem în ziua aia, de fapt de acolo începea. Adică în sensul că ne propusesem în ziua aia să facem 50 de kilometri și când am ajuns la punctul ăla cu cafea, de acolo ne apărea că mai avem 50 de kilometri de mers. Și atunci ne-am dat seama, dacă noi am fi luat-o pe porțiunea aia de 7-8 kilometri, 7-8 kilometri însemna pentru noi 2 ore pierdute. Unde am fi fost... ziua, practic, s-a fi decalat programul și nu ne-a fi dorit treaba asta. Am intrat pe Transalpina, cred că am apărut în live-urile tuturor persoanelor care treceau pe acolo cu mașina, dar ce a fost poate mai șocant, am avut parte de o întâmplare destul de ciudată cu acest tip, Marius, care îl vedem aici. Marius mergea cu mașina și s-a desprins o stâncă, a căzut pe șosea, și el a luat-o în plin și efectiv a rămas cu mașina deasupra stâncii. Deci, practic, roțile din față nu mai atingeau solul și mașina stătea pe piatra respectivă. Partea care ne-a șocat cel mai mult a fost că nu oprea nimeni să-l ajute. Dimpotrivă, erau mașini care îl claxonau. Și atunci chiar eu coboram cu Andrei de pe Transalpina și ne întrebam ce-i în regulă cu oamenii ăștia, practic. Adică, nu știu, era foarte greu să înțelegem, era destul de evident, era ulei pe asfalt și efectiv nimeni nu l-a ajutat. Ne-am pus noi, am lăsat rucsacele, l-am ridicat cu cricul mașina, Andrei s-a băgat sub mașină cu o rangă, am reușit să scoatem piatra și apoi am împins mașina în vale cât să-i repornească electromotorul ca să meargă mai la vale. Și partea șocantă după asta a fost că alte mașini tot ne claxonau și sigur nu ne claxonau de gestul care l-am făcut. Am terminat cu Transalpina și intrăm practic în zona 3-a excepție, sau cel puțin cum consideram eu excepție, Parcul Cindrel sau Transcindrel, e cumva ca ceul ăla din ecuațiile diferențiale, știi, aveai în clasa 12, aveai ceva și transformai și era plus C. Și era treaba aia care eu n-am înțeles niciodată de ce se punea, dar trebuia să fie acolo. Ei bine, așa a fost și Parcul Cindrel pentru noi, pentru că noi n-am reușit să-l înțelegem din foarte multe privințe. A fost o parte a porțiunii de 120 de kilometri pe care noi ne-am propus să o facem după ce a apărut ideea cu susținerea cazului Alexandrei. Și atunci am decis, ok, mergem în astea 2 zile pe care le adăugasem în proiectul inițial, încă 120 de kilometri. Și asta era porțiunea de care toată lumea se ferește. Și de ce se ferește? Unul la mână nu ai semnal. Noi am mers 2 zile rătăcind în Transcindrel cu niște hărți incomplete pe ceas. Nu aveai semne, te luai după urmele, nu știu, mașinilor de pe șosea, te gândeai că știai că drumul ăsta duce spre Păltiniș și efectiv încercai să înțelegi de pe drum pe unde trebuie să mergi. Nu erau case, nu erau cabane, nu era absolut nimic decât drum forestier. Și a fost așa aproximativ 70 de kilometri. Am ajuns într-un punct în care am zis campăm. Nu era chiar unde ne propusesem, era cu vreo 5-6 km mai în spate, chiar cumva eram cam cu o oră jumătate întârziere, dar am spus că ok, ne trezim dimineața, ne pornim. Am montat cortul, am făcut ceea ce făceam în fiecare seară, ne aranjam o leacă, dacă aveam ocazia, Andrei găsise un râu, a făcut o semi-baie acolo cât s-a putut și ne-am culcat. Am avut parte de, cred că o chestie care eu nu mă așteptam să o pățesc vreodată. Am auzit zgomote în jurul cortului. Trebuie să recunosc că inițial primul gând m-a dus cu sigur e un urs pe acolo. Dar când am tras spre lata, am găsit o vulpe care era cu dinții înfipte în papucul meu.
și trăgea cu dinții de papuc. Și singurul meu noroc a fost că m-am legat și returile între papuc și celălalt papuc era cumva sub mine, am adormit cumva sub... Și ea efectiv nu putea să tragă papucul ăla de papucul celălalt care era sub mine. Și când am ridicat prelata, imediat a fugit. Dar stăteam apoi și mă gândeam că dacă și returile nu erau legate, eu cu ce mai ajungeam la civilizație? Deci efectiv eu aș fi rămas fără un papuc. Ceea ce ar fi fost destul de... ciudat, să spun. Asta cu legatul papucilor este o regulă, cumva? Adică puteai de lene să zici spre obosindu-le mai leg? Nu. E doar, cred că mai mult, nu neapărat, n-aș zice o superstiție, dar eu cred că un obicei. Dar mai mult un obicei bun, gen. Apare m-a salvat în situația asta. Da, mult prea minuțios de asta, ziceam că îl enervează uneori punctualitatea așa astea pe Andrei. Bun. Mergem mai departe. Am continuat, am ajuns în Păltiniș, civilizații cei drept. Am reușit și noi să avem o mâncare decentă după alte două zile în care efectiv am mâncat ce aveam. Și am continuat să mergem, deja cumva ieșeam din zona Transcindrelui și ne pregăteam de partea cea mai dificilă și anume Făgărașul. Dar aici a apărut o altă problemă, o altă problemă de care eu, sincer, la fel, nu mă așteptam. În ziua respectivă am purtat pe mine un tricou tehnic de alergat, ceea ce oricine ar fi făcut, lasă pielea să respire, nicio problemă, dar întâmplarea făcea ca materialul din care era făcut tricoul să fie același material din care era făcut și rucsacul meu. Și toată ziua cum s-o frecat între ele, mi-o cam irita spatele. În seara respectivă trebuia să ajungem în Turnul Roșu. A fost o zi al naibii de extenuantă, pentru că am făcut 65 de kilometri pe asfalt și deja drum forestier și asfalt. Și deja am spus că nu mai aveam forța să mai mergem încă 5-6 kilometri să ajungem în Turnul Roșu și am spus hai să tragem în Tălmaciu. Și în Tălmaciu am tras la o pensiune, ce am găsit pe drum și am descoperit și eu apa după 4 zile, să fac și eu un duș ca tot omul. Și când am dat apă caldă pe spate, efectiv toată pielea de pe spate mi-a pocnit. S-a înroșit atât de tare, ziua următoare când mă pregăteam să plec, Andrei mă întrebase dacă-s bine, dar nu am dat seama ce se întâmpla. Și mi-a făcut o poză pe care eu inițial poate m-am gândit să o arăt, dar cred că are un pic cam mare impact emoțional și am spus că nu are sens să fac lucrul ăsta. M-am speriat și eu de ce era pe spatele meu. Practic, efectiv, un pătrat roșu și cu bucăți de piele desprinse ca și cum, nu știu, stai prea mult la mare, bronzat și... Și atunci, pentru prima dată, a apărut ideea ce facem dacă cineva pățește ceva. Am ajuns în Avrig. Avrig chiar era înainte de intrarea în Făgăraș. Am schimbat puțin traseu, am evitat să mai mergem prin Turnul Roșu. Și după ce am trecut de Avrig, în Avrig am reușit să cumpăr o cremă de la o farmacie care cumva aș putea spune că m-a salvat. Pentru că după două zile, cumva, spatele și-au revenit și am putut să continui. Dar era două zile, ca să car un rucsac pe spate, a fost o provocare al naibii de mare. M-am strâns mai tare în jurul brâului, cumva, și în spate mi-am lăsat rucsacul atât de tare, încât rucsacul să nu-mi atingă spatele. Deci rucsacul pe spatele meu, eu eram cumva așa, și rucsacul era cumva așa, cât să nu mă atingă, ceea ce m-a tras foarte tare de umeri. Dar asta e altă poveste. Am intrat în Făgăraș cu două ore întârziere și aici începe desfășurarea acțiunii. Era practic testul suprem. Creasta Făgărașului înseamnă 80 de kilometri de munte în forma lui pură. Ceea ce a început să îngreuneze situația a fost că și pe Andrei l-a lovit niște dureri în piept. Eu eram cu spatele destul de șifonat, proviziile de mâncare erau destul de, să spun, nu neapărat mari, n-aș spune mari, dar ei nu erau diversificate, pentru că în Avrig ne propusesem să intrăm în două magazine, am intrat doar într-unul, mă luaseră durerile de spate, m-am dus la farmacie să rezolv problema cu spatele și am uitat să mai intrăm o dată. Și noi când am intrat în Făgăraș ne-am dat seama că noi nu avem neapărat mâncarea care ne-am fi dorit-o. Practic, noi am intrat în Făgăraș cu un kilogram de carne, șuncă, un kilogram de brânză, o pâine, aveam 5
geluri pentru 5 geluri pentru efort și o ciocolată. Și atunci ne-am dat seama că noi, acolo unde o să avem ocazia, să încercăm să tragem de ele, să ne așezăm de așa manieră încât să reușim să scoatem la capăt totul. Aici, cumva, practic, intrau toate lucrurile, tot ceea ce învățasem din retezat și din parâng, tot ceea ce ținea de răbdare, încredere în sine, disciplină, încredere în ceilalți. Și atunci a fost pentru prima dată în care am vorbit cu Andrei, cumva eram amândoi gând în gând, ce o să facem dacă cineva pățește ceva, dacă Andrei nu poate să mai continue din cauza durerilor, dacă eu nu mai pot să continui din cauza spatelui. Și am decis că proiectul avea să continue indiferent de cum ne-ar veni nouă. Unul sau celălalt îl va duce pe celălalt la șosea, de unde va putea să ia altceva spre civilizație și celălalt ar fi urmat să continue drumul. Am plecat de la cabana Negoiu, să spun, cu moralul destul de șifonat. Știam ce ne așteaptă, știam ce urmează, dar au fost pur și simplu, trebuie să o facem și pe asta. Am plecat la 100 de metri după ce am plecat de la cabana Negoiu, la prima curbă, să spun. Am realizat cu forța, să spun, că rucsacul din spate nu era prins bine și la prima curbă am simțit cum a plecat cortul de pe spatele meu și s-a oprit în prima prăpastie de pe partea stângă. Și atunci ne întrebam, noi nici n-am intrat bine în făgăraș, noi nici măcar nu o să mai avem cort. Deci cortul, să spun, că era undeva într-o râpă, cred că la 7 sau 8 metri, și erau șanse destul de grele să o luăm acolo. Efectiv am făcut un cordon cu Andrei, ne-am agățat de niște chestii și în cele din urmă am reușit să dăm cortul peste cap și să-l recuperăm. Aia a fost ca o lovitură de moral pentru noi, pentru că ne întrebam dacă noi chiar mai avem nevoie de cort sau nu. Am avut probleme la lacul Bucura cu el, am avut probleme și acum și parcă peste tot unde îl întindeam aveam probleme. Și problemele astea continua să fie până în ultima zi în care am pus cortul. Am continuat spre vârful Negoiu, am o urcare destul de abruptă, am reușit să o trecem, am continuat. Și apoi a fost, cred că la Călțun, era deja al treilea vârf după Lespezi. Am făcut, cred că, o altă greșeală care am putea spune că era de începător. Am încercat să o scurtăm și aia aproape că ne-a fost, să spun, fatală din punct de vedere al timpului. În loc să câștigăm o oră ca să ne întoarcem înapoi pe traseul normal, am pierdut 2 ore încercând să coborâm ceva ce n-ar fi trebuit să coborâm. Acolo este o poveste foarte lungă, dar ne bucurăm că am ieșit cu brio din ea. Dar am ieșit foarte șifonați fizic, cel puțin eu. Mâncarea împreună cu căldura care era, poate și cu o stare de nervozitate, pentru că pierdusem aproape o oră și ceva acolo, m-a pus o leacă la pământ, vomitasem tot ce mâncasem în ziua respectivă și nu mai aveam efectiv forță să mă ridic. Și apoi ne întrebam dacă mai are sens să continuăm sau nu. Deja, practic, acolo, ceea ce ne-a costat undeva la 2 ore, cu ceva deficiențe de alte deficiențe de organizare, ne-am dat seama că noi rămăsesem în urmă cu 5 ore acolo. Și 5 ore însemna aproape jumătate de zi. Și noi nu știam efectiv unde să punem jumătatea asta de zi la ceea ce aveam deja. Am tras-o cu chiu cu vai în jumătate de picior și ceea ce mi-am adus aminte că aveam niște gume undeva prin rucsac și gumele alea m-au salvat atunci, pentru că mi-au amintit de niște lucruri de care sunt familiar și agățându-mă constant de gândul ăla, m-a făcut să merg mai departe cât să ajungem într-un loc unde am fi putut să campăm la lacul Călțun. Lacul Călțun este un lac foarte fain. Nu se vede foarte bine aici, dar deja era deja spre apus. Din ceva de pe traseu, din ecosistem, putem să vedem aici o familie de capre negre. Le-am întâlnit, am întâlnit mai multe de-a lungul zilelor. Am întâlnit și marmote și pot să vă spun că nu sunt cei mai buni candidați la învelit ciocolata în staniol, la cât de greu se mișcă. Deci, dacă vrei să surprindeți o marmotă în făgăraș, aveți toate șansele la cât de greu se mișcă. Dar sunt faine, sunt simpatice. Și, desigur, în pertipul nostru am trecut și pe lângă lacul Bâlea.
Aici este și Transfăgărășanu, e adevărat, nu se vede foarte, foarte clar, dar o să avem un filmuleț la final în care o să prezentăm și niște cadre video și acolo o să fie mai edificator. Am continuat spre celelalte vârfuri în forma care era, în speranța că o să reușim să mai recuperăm din timp. Am făcut vârful vânătoarea lui Buteanu, cred că era al 7-lea sau 8-lea, destul de repede. Am lăsat rucsacile la baza lui, l-am făcut în alergare și am coborât înapoi. Asta ar însemnat undeva la 40 de minute de efort. Și am ajuns la lacul Capra, un lac care este, mi s-a părut, cred, unul din cele mai fantastice lacuri din Făgăraș. Ce m-a șocat acolo a fost că nu se vorbea limba română. Erau numai străini. Toată lumea care vine la Bâlea, face poză la Bâlea. Nimeni nu urcă până aici, care la 40 de minute. Și vă spun eu că lacul ăsta este mai fain decât Bâlea, privit de cum îl privești de sus spre Bâlea și cum privești pe partea cealaltă să-l vezi pe ăsta. Și am rămas șocat să văd foarte, foarte mulți străini care urcă să-l vadă. Am continuat de aici spre Moldoveanu și spre Viștea, care sunt relativ apropiate, și ne-am dat seama că noi începem să recuperăm din timpul pe care îl avem. Ne mișcasem foarte bine în ziua aia. Poate și faptul că ce s-a întâmplat cu o zi înainte cumva poate ne-a dat cumva mai mult imbold, deși a fost un eveniment destul de negativ, să putem să ducem lucrul până la capăt. Și în toată graba asta am forțat și recuperasem din alea 5 ore care le pierdusem cu o zi înainte, recuperasem aproape 3 ore în ziua următoare. Peisajele, sigur, nori, ceață, și revin la aceeași chestie. Foarte multe decizii pe care a trebuit să le luăm în concordanță cu factorii pe care aveam atunci. Se lasă seara, cât de obosiți suntem, cât apă mai avem, cam cât ar mai fi până la următorul refugiu, cam cât timp ar mai avea până acolo. Și lucrurile astea trebuiau discutate și ceea ce a mers foarte bine între mine și Andrei a fost că noi cumva ne completăm cu lucrurile astea. Andrei cumva e tipul ăla mai, să spun, mai impulsiv așa, care hai să facem treaba aia, și eu sunt cumva tipul ăla mai rezervat. Și cumva atunci când e vorba de a-l tempera îmi iese, și atunci când e vorba de a forța iese lui, ceea ce a mers foarte bine, cel puțin pentru ziua respectivă. Urma să tragem pentru prima dată într-un refugiu. Nu multă lume știe poate ce înseamnă un refugiu. Practic, refugiile sunt niște clădiri pe care le găsești, sau nu, sunt neapărat clădiri, aș putea spune construcții pe care le găsești în vârful munților, în care poți să te adăpostești în caz de ploaie, furtună sau alte intemperii. Refugiile, în esență, în interiorul lor au niște cadre de fier pe care efectiv poți să-ți întinzi un sac de dormit și aia este. Nici nu este nimic altceva decât o construcție menită să te protejezi de ploaie, de soare sau de frig sau de vânt sau de ce se mai întâmplă. Am tras la refugiu Viștea, care e la 2320 de metri. Am dat întâmplător peste trei oameni care erau acolo, care erau și într-un pertiplu pe Făgăraș. Am stat de vorbă cu ei și primul lucru care ne-a spus când am intrat în refugiu, a spus: puneți-vă mâncarea pe sârma pe care am întins-o, că sunt niște șoareci pe aici. O problemă, nu știu, cred că devine a societății românești, e că noi nu reușim să prețuim lucrurile pe care le avem sau lucrurile pe care le construiesc alții. Refugiile, mai toate refugiile arată într-o stare foarte deplorabilă, pentru că oamenii care trec pe acolo nu le văd utilitatea. Unii oameni consideră că oamenii care merg chiar cu cortul să stea și acolo sunt niște ciudați. Și ei ajung să considere refugiile niște locuri în care ei pot să-și lase petul de bere, ei pot să-și lase resturile de mâncare, și se creează astfel de situații în care m-am trezit noaptea, am dat cu lanterna în jurul meu și am văzut 4 șoareci care erau la jumătate de metru de mine. Aici m-a surprins Andrei într-o poză, așa arăta în refugiu de la Viștea. O chestie care era super friguroasă, nu era foarte bine izolată, era din beton, și cadrul din care era făcut ca să stai era din fier. Ne-am trezit cu niște dureri mai mari decât cele pe care le auzisem cu o seară înainte de la atât a mers, și urma să ne continuăm drumul, ceea ce era crunt într-o formă sau alta. Am ajuns la refugiu de la sâmbătă următorul, acesta este un refugiu practic.
aici e Andrei, și așa arăta refugiul în care noi ne propusesem cu o seară înainte, dacă am fi ajuns să recuperăm și celelalte două ore pe care le pierdusem, să dormim. Tot ce era înăuntru era rupt, stricat, lumina nu mergea și aici nu mai spun, gunoaie și tot ce era, aici era și lăsase și ghiozdanul meu. Chiar intrasem aici ca să mâncăm puțin, pentru că bătea destul de tare vântul, tot așa o să avem niște cadre pe fundal. Am continuat drumul, deja ne pregăteam să ieșim din Făgăraș și eram cu moralul destul de ridicat, să spun, pentru că partea cea mai grea, să spun, o consideram deja că o terminam. Am ajuns în coborând spre Zărnești, acolo am avut parte de o problemă care chiar nu ne așteptam să se întâmple. Zonă defrișată și inclusiv copacii pe care ar fi trebuit să vedem semnele cu traseul pe care trebuia să mergem. Am rătăcit, cred că aproape undeva la vreo oră, pentru că nu știam efectiv pe ce drum trebuie să mergem, pentru că efectiv nu mai erau copaci. Erau câteva variante de drum și nimic nu sugera că pe acolo ar putea să fie drumul. Deja moralul era în regulă, psihicul deja era destul de clătinat. Rămăsesem deja și fără haine de schimb, deja începeai să simți și oboseala, mâncarea deja te săturase de atâta brânză, șuncă și pâine. Și chiar când am ajuns în locul ăsta, aici eram destul de aproape de canton unde ne propusesem să dormim, eram la o oră și jumătate și am spus că Andrei, nu mai are sens să continuăm, hai să tragem aici să dormim și recuperăm mâine dimineață. Deja asta era a noua zi, deci vorbim undeva că aproape ne apropiam de sfârșitul călătoriei noastre. Deja ne era și lehamite să montăm cortul, nu mai aveam absolut niciun chef, nu mai aveam nicio tragere de inimă să facem nimic. Am montat cortul, un apus destul de excelent, aș putea spune, chiar era o priveliște faină. Am mâncat și niște zmeură sălbatică, ceea ce a fost și mai fain. Și am intrat în cort. Zărneștiul este o zonă cunoscută pentru ceva anume. Aveți vreo idee pentru ce? O zice cineva urși în spate? Așa este. Am intrat în cort, Andrei a dormit și cred că undeva la vreo 10 minute l-am auzit pentru prima dată. La undeva la 100 de metri distanță de noi aveam o întâlnire cu un urs. În general, abordările când te întâlnești cu urșii sunt variate. Mulți spun să faci gălăgie, să-l sperii, dar acum întrebarea e cine pe cine vede primul. Dacă el te vede primul și vine spre tine, tu nu poți să vii acum să te dai mare și tare. Și la fel, bine, dacă tu îl vezi primul, poți să te dai mare și tare și poate cu puțin noroc reușești să scapi de el. Dar acum era întrebarea, el urlă la noi pentru că ne-a văzut sau că nu ne-a văzut? Și practic, ce s-a întâmplat în noaptea respectivă era noaptea în care noi ne propuneam cel mai mult să dormim, pentru că ziua următoare aveam să intrăm în Bucegi și deja știam că dacă noi ajungem ziua următoare la refugiu Țigănești, proiectul nostru deja se termina, pentru că reușeam să ajungem practic la zi cu tot ce aveam și mai rămânea o porțiune de 20 de kilometri duminică, ceea ce ar fi epuizat tot și proiectul s-ar fi sfârșit cu bine. Ursul acela și-a dus strigătele, cred că undeva la vreo 3 ore, la fiecare 5-6 minute mai țipa câteodată și trebuie să recunosc că eu n-am apucat să închid un ochi. Oricât de mult mi-aș fi dorit să dorm, eu n-am putut să dorm în acel moment. Eram puțin invidios pe Andrei că dormea și... Să-l întrebăm de ce. Asta a fost să fie. La ora 1 s-a întâmplat altceva. La un moment dat s-a oprit și am zis că, ok, asta e șansa noastră, probabil și-o dat seama că nu-i nimic și așa. La vreo 10 minute distanță, o țipat odată și partea distractivă, că s-a alăturat și prietenul lui din vale. A apărut și un al doilea urs, care era undeva pe partea cealaltă. Și de la ora 1 până la ora 4, au început să vorbească și ei, să stea la o șuietă. Și atunci, nu neapărat că am mai încercat să închid ochii, dar am rămas cu ochii țapeni deschiși, că nu mai... Deja eram stafie. La ora 4 dimineața, o trântit așa un zgomot destul de zdravăn și aud din spate, Iedi, ai auzit? Și atunci mi-am dat seama că s-a trezit și Andrei.
care a auzit și el ursul pentru prima dată. Și atunci eram bine, na, eu ce să mai zic, da, la o de 6 ore, da, na. Am dus-o până la capăt. Trebuie să recunosc că la ora 4 și un sfert eram împachetat cu toate hainele care urma să le am ziua următoare pe mine. Tot ce aveam, toate lucrurile erau strânse din coș și am spus, cum crapă de ziua, noi am strâns cortul și am zburat. Cred că la 6 fără un sfert am ieșit din cort, ne-am dat seama că nu se întâmplă nimic. Și distanța aia până la canton pe care ar fi trebuit să o facem într-o oră și jumătate, am făcut-o în 35 de minute, la vale, gonind, cu bețe și cu fluiere în gură, scoțând toate sunetele posibile ale pământului, numai să nu mai vedem cursul. Am ajuns la canton. Cu urși? Cu urși, da, cu urși. Am ajuns la canton și ne-am dat seama că deja lucrurile căpătau o altă nuanță, pentru că a apărut și zâmbetul pe față. Am ajuns în Plaiul Foii, după 4 zile în care noi mâncasem ce mâncasem, am ajuns la o pensiune și am mers să cerem și noi niște mâncare. Partea amuzantă a fost că s-a dus Andrei să se tocmească de ce un meniu cu all you can eat e 30 de lei de om. Și eu nu înțelegeam de ce la un moment dat a venit patronul pensiunii care era și a spus, uitați băieții, cu 30 de lei mâncați amândoi, dar nu mai să mâncați. Și eram ok. Și apoi ne-am dat seama că, bă, Andrei, cum să zici, mă, la 30 de lei să te tocmești cu omul? Noi venisem după 4 zile înfometați, noi nu știam cum mai arăta mâncarea normală. Și aveam și cafea nelimitată, ceea ce era lucru bun. Am continuat drumul destul de entuziasmat, să spun. Am traversat Zărneștiu, m-am ajuns în Bran și deja lucrurile se cam clarificau. Nu mai aveam foarte mult. Urma o urcare spre refugiu Țigănești. Ce a fost amuzant a fost că în Bran cineva nu a recunoscut. Ceea ce a fost o chestie foarte amuzantă pentru noi și cumva ne-a dat o forță destul de mare, așa, pentru că vestea a ajuns până la Constanța, aparent. Tipul acesta este Ștefan, este un tip care l-am cunoscut la Ziua Mondială a Tineretului în Panama. El era voluntar, fotograf și el ne-a strigat și noi când ne-am întors, imediat eram... Noi nu prea mai recunoșteam și apoi ne-a strigat pe nume și atunci ne-am dat seama cine era. El s-a schimbat foarte mult de atunci, de asta nici nu am mai ținut legătura, dar a fost, din punct de vedere psihic, ne-a ajutat foarte mult să știm că sunt oameni care ne susțin. După scurta revedere cu el, am plecat și la câteva minute eu trimis mesajul lui Andrei pe Messenger și am fost foarte entuziasmat să vă văd. Îmi pare rău că nu v-am întrebat dacă vreți o apă sau ceva, că păreați obosiți sau ceva de genul pe acolo, dar se oferise în toată forma lui să sprijine proiectul așa cum putea. Am intrat în Bucești destul de entuziasmați până când am ajuns la semnul spre Țigănești, spre refugiu Țigănești, care spunea 6 ore și era 5 seara. Și după calculele noastre însemna ora 11 și însemna iarăși urși. Și am spus că noi nu mai vrem urși. Am urcat traseul în 2 ore jumate. Acolo. Am urcat traseul în 2 ore jumate. Fizic eram bine amândoi, dar nu știu, cumva ceva ne trăgea ca să terminăm odată. Deja cumva, nu știu, apărea așa, n-aș putea spune presiune, dar era parcă o forță care ne trăgea, hai să o rezolvăm și pe asta că mai e puțin. Am reușit să ajungem la apus, undeva cred că la vreo 360 de metri de refugiu și atunci mi-au dat lacrimile. Mi-am dat seama că proiectul reușise într-o formă sau alta, pentru că vedeam refugiu, vedeam apusul și știam că făcusem în ziua aia 50 de kilometri pe munți, cu diferența de nivel cu ce a fost și așa, și ne simțeam bine. Și asta contează foarte mult pentru noi. Putem să ducem lucrurile astea în extrem, dar și extremul ăsta să fie cu un folos, să avem și noi ce câștiga din el. Și atunci ne-am dat seama că proiectul a prins formă și am ajuns în Țigănești, în refugiu Țigănești, ne-am întins saci de dormit și știam că ziua următoare aveam să terminăm proiectul. Am intrat ultima zi, practic, în a 11-a zi, am intrat în Bucegi. Dar problemele nu aveau să se termine.
Mai aveam 2 ore de la refugiu până la cabana Omu, această cabană Omu care, de care știe toată lumea. Și știam că sunt trei vârfuri în Bucegi. Știam că este de cabana Omu, știam că e vârful Bucura, dar nu ne mai aduceam aminte de al treilea nume. Și am ajuns pe platoul Bucegi și ne întrebam unde e al treilea vârf. Nu erau semne, nu știam în ce direcție să o luăm. Ne-am dus pe o culme să vedem alte culmi, să vedem ce se întâmplă și nimic. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Ne-am oprit pe acolo, semnal nu aveam, până la urmă ne-am amintit cum se chema vârful, capul morarului se chema. Am întrebat lumea de acolo și nimeni nu știa de el. Ne-am mai învârtit încă o dată pe acolo și încă o dată pe acolo. Asta e pe o porțiune de 200 de metri, să spun. Noi am venit pe aici și efectiv când ne-am învârtit, ca să ne dăm seama că punctul era aici, noi mersesem de 3 ore acolo și tot nu ne dedusem seama. Ce s-a întâmplat? Vârful acesta, capul morarului, a fost ultimul vârf adăugat la lista celor 14. Și nu este marcat ca fiind un vârf de sine stătător, e o culme, dar este mai mult un soi de omagiu pentru un meteorolog care a lucrat 25 de ani la cabana Bucegi, Gore Spiridonescu, și practic el are o cruce acolo care efectiv marchează cumva vârful, dar bine, na, e o cruce omageală. Eram cu Andrei și noi eram, deci a murit un om, nu-i vârful aici, și noi tot ne învârteam pe acolo, dar nu-i că acolo, na, e omagiu, e așa. Și apoi ne-am dat seama, Andrei a reușit să prindă ceva semnal și, na, așa arată traseul unor oameni rătăciți, să zic. Bun. Am ajuns la deznodământ. E interesant, e interesant ce se întâmplă, la sfârșit. E o imixiune de sentimente, nici nu mai înțelegi ce se întâmpla, ce nu se întâmpla. Dar ce a fost interesant e că noi am plecat cu niște lecții de acolo. Cel puțin eu am plecat cu, să spun, 2 sau 3 lecții, pe care cumva într-o formă sau alta eu sper să le fi înțeles. În refugiu de la Țigănești am întâlnit un om din Arad, care avea 57 de ani, și plecase cu un alt prieten din Arad ca să facă niște vârfuri în Bucegi. Și ce a fost interesant la povestea lui, pentru că începuse să o spună și poate chiar așa ușor cu lacrimi în ochi, e că 5 dintre cei mai buni prieteni ai lui muriseră anul acesta și și-o dat seama că viața e mai scurtă decât pare și spunea că își propusese de foarte, foarte mulți ani să facă Munții României și nu-i reușit niciodată pentru că tot timpul apăreau alte priorități. Și tot timpul alte priorități și tot timpul alte priorități. Și anul ăsta l-a cuprins puțin spaima pentru că a văzut durerea și tot ceea ce s-a întâmplat în jurul lui și a spus că anul ăsta e anul în care o să fac lucruri. Și a început să pornească. El era, cred că era ceva instructor auto sau ceva de genul. Interesant ce se întâmplă când cunoști oameni, când le cunoști poveștile, când vezi ceea ce vor să facă și cum nu vor să facă. Eu caut o foaie acum. Dar poveștile cum vin, în forma în care vin, sunt foarte faine. Oamenii de obicei care merg pe munte au povești care cumva cutremură, emoționează. Fiecare are motive diverse pentru care să facă ceea ce fac. A doua poveste o aveam pe o foaie, dar nu o găsesc. Am spus că eu am foarte multe foi aparent, că aveam foarte multe idei în general. Dar o să continui, cred, o să continui fără. Ce interesant, ne-am pregătit foarte mult pentru proiectul ăsta. Poate mai mult psihic decât fizic, pentru că acolo poate contează mai mult. Fizic știam că putem duce, dar situațiile în care am fi trecut ar fi fost destul de complicate. În 2016 citisem o poveste a unui alergător din Serbia care participase la o competiție de alergat destul de dură din Europa, Turul Giganților, o competiție de 320 de kilometri care trebuia făcut în 150 de ore. O decis să participe cu alți 3 prieteni de ai lui și nu să nu facă în forma unei competiții, ci să facă sub forma unei
cum să spun, hai să ducem la capăt tot proiectul și să nu ne mai intereseze altceva. Și ce a fost interesant, o spus după ce a terminat toată, a reușit să termine în timp și vorbea puțin despre toată ideea asta de a alerga și a urca munții. Și spunea că tot ce a realizat în viață, o simțit sau o făcut, o realizat prin a alergat sau urcat muntele. Atunci când aleargă, îi vin idei noi. Atunci când aleargă, își dorește să fie un scriitor. Atunci când aleargă, își dorește să-și urce muntele Everest. Atunci când aleargă, își dorește să fie un soț mai bun, un frate mai bun. Când am oprit în Talmaciu, în fața unui profi, am întâlnit practic un lucrător comercial, o fată, să spun, care ulterior am aflat că avea 25 de ani, mama a doi copii, și m-a văzut cu rucsacul pe spate, Andrei intrase să cumpere niște lucruri și m-a întrebat, dar voi sunteți dintre ăștia cu muntele, vă plimbați mult și chestii de genul. Și ne-am spus, da. Și m-a întrebat, dar voi de ce faceți chestia asta? Și primul răspuns a fost, proiectul ăsta e cu o cauză caritabilă, este pentru fata Alexandra, și am început să detaliez o leacă și mi-a spus apoi, mi-a tăiat-o destul de repede așa și mi-a spus, bine, lasă cauza caritabilă, totuși, tu de ce alegi în primă fază? Și mi-am dat seama că nu i-am dat un răspuns foarte bun. Mi s-a părut că răspunsul meu a fost foarte egoist așa și permiteți-mi în fața dumneavoastră să-mi corectez răspunsul și poate răspunsul chiar l-am în buzunar, dar nu găsesc foaia. Dar mi-am dat seama că e foarte asemănător alergătorului din Serbia care a terminat cursa respectivă. Atunci când alerg, îmi doresc poate să fiu un medic radiolog. Atunci când alerg, poate îmi doresc să fiu un trompetist. Atunci când alerg, poate îmi doresc să fiu un salvamontist. Atunci când alerg, poate îmi doresc să fiu un fiu mai bun pentru mama. Atunci când alerg, poate pot să fiu un frate mai bun pentru Iulian, fratele meu. Până la urma urmei, cred că îmi doresc să fiu un om mai bun și, înainte de toate, să fiu un om mai bun pentru oamenii cu nevoi, precum Alexandra, pentru oamenii din jurul meu și pentru mine. Și la sfârșit chiar o să vă adresez o invitație. Sper să ne vedem la alergat în curând. Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim și dacă până ne va povesti și Andrei din lecțiile de viață pe care le-a învățat, vei găsi acea hârtiuță, la final îți mai dăm așa, dacă mai este timp, 30 de secunde. Andrei! Da. Lecții de viață vin la pachet cu astfel de aventură, experiență? Într-adevăr, o să sintetizez și eu câteva aspecte legate de aventura noastră. Pentru început, nu întâmplător am pus această poză, mi se pare foarte important să îndrăznești să faci acel prim pas, că de acolo pornește totul până la urmă. Să ai încredere să faci un prim pas, indiferent de domeniu de activitate, indiferent despre ce proiect sau activitate este vorba. De exemplu, când Edi mi-a spus de acest proiect, chiar dacă cumva mi era cunoscut, pentru început să auzi o distanță de asta de 400 de kilometri, mi-am dat seama că sună un pic ca nebunie sau chestii de asta, adică e destul de greu de făcut. Dar totuși am analizat situația și după ce am schițat pe foaie și am structurat în mare și am împărțit pe zile, ne-am dat seama că este posibil și practic acela a fost primul pas. Ne-am decis să punem pe hârtie și de acolo a decurs totul mai departe. O să mergem un pic mai rapid cu ce mi s-a părut mie cea mai importantă trăire sau experiență de-a lungul celor 11 zile, poate faptul că am avut parte de priveliști deosebite care îți taie respirația, priveliști minunate și îți dai seama de creația în sine, creația pe care a făcut-o Dumnezeu. Și cumva te raportezi tu ca și om
la această grandoare. Dacă noi totuși eram acolo înconjurați de masive de 2500 de metri, noi la 1,70 m, 1,80 m, raportându-mă la acele înălțimi, la acele priveliști absolut minunate, ne-am dat seama că totuși suntem mici. Și de acolo am tras o concluzie, că poate noi de multe ori ne simțim foarte important, ne punem tot timpul pe primul loc, ne place să ne simțim puternici, poate să stăpânim totul, să avem acel sentiment de control, dar poate că ar trebui să conștientizăm că de fapt suntem fragili. Suntem fragili și, cum spuneam, dacă ne raportăm la această dimensiune, dacă ne raportăm la faptul că noi acolo pe munte oricând puteam să facem un pas greșit care ar fi putut însemna chiar moartea, dacă ne raportăm la situații neprevăzute cum a fost întâlnirea cu urșii sau la fenomene meteo extreme cum a fost în prima noapte acel vânt care era să ne lase fără cort și multe alte aspecte care ar trebui să ne facă să conștientizăm faptul că suntem fragili. Să nu ne mai simțim atât de puternici până la urmă și să, nu știu, să conștientizăm faptul că trebuie să îl punem de multe ori pe primul loc pe Dumnezeu până la urmă. Că tot vorbeam cumva de fragilitatea omului, aș spune cumva de aici de câteva dependențe până la urmă. Pentru că noi ne-am obișnuit cu confortul în general. Aș începe prin telefon. Am pus acolo în spate imaginea. Bineînțeles, poate că în ziua de astăzi e aproape imposibil să trăiești fără telefon. Ne ușurează foarte, foarte mult viața. Dar dacă stăm să ne gândim, să contorizăm cât timp pierdem, poate pe Facebook sau alte aplicații asemănătoare, ne dăm seama că este un timp mort. Și, nu știu, e păcat să rămânem blocați în acest aspect. Și ziceam de faptul că ne-am obișnuit cu acest confort și aș face o paralelă cu lipsa confortului pe care am avut-o noi de-a lungul celor 11 zile. În primul rând, poate căldura, în al doilea rând, patul călduros, mai ales, în care ne-am obișnuit să ne culcăm noi acasă. Noi aveam, ne culcam practic aproape direct pe pământ, aveam un izopren foarte subțire, un cort care nu ne proteja foarte mult sau dormeam, cum spuneai, din refugii pe plăci de metal. De asemenea, mâncarea noi de obicei o avem la îndemână sau apa curentă, nu mai dăm drumul la robinet și curge, dar noi pe munte trebuia să luăm în calcul la ce distanță ar fi următoarea sursă de apă. De asemenea, dușul. Imediat ne-am dus la baie, ne-am spălat, nu e nicio problemă. Noi ne-am săturat cât ne-am spălat cu șervețele umede sau cât ne-am băgat în izvoare de munte care, nu știu, erau atât de reci încât efectiv îți îngheța sângele în tine. Sau tot legat de confort, mașina, cu mulți, adică până la urmă toți apelăm la ea pentru a ne ușura transportul. Noi acolo am făcut o distanță atât de mare pe jos, ceea ce a presupus un efort deosebit și o epuizare până la urmă foarte mare. Și ce voiam să scot în evidență prin aceste aspecte e faptul că ar trebui până la urmă să fim mai recunoscători, în primul rând, pentru ceea ce avem. Pentru că avem tendința uneori să ne plângem de condițiile de viață, de stilul de viață pe care îl avem, când de fapt depinde foarte mult la ce ne raportăm și la cine ne raportăm, la ce context. Că dacă te raportezi cu cineva dintr-o țară din lumea a treia, eu știu, din Africa sau un cioban care stă cu ele la 2000 de metri, ne dăm seama că nu avem motive să ne plângem. Și cel mai important ar fi să conștientizăm acest aspect și apoi acest aspect să ne facă mai sensibil față de nevoile celor din jur. Pentru că da, noi în general poate că avem minimul necesar cel puțin, dar ar trebui să ne uităm și la cel care poate se chinuie mult mai mult pentru a avea.
De asemenea, am învățat în aceste zile că este foarte important să fii hotărât în ceea ce faci, să fii consecvent. Pentru că nu ne-a fost ușor, așa cum a spus și Edi, o grămadă de întâmplări. Poate că primul gând, primul impuls ar fi fost să renunțăm. Dar dacă ești consecvent și hotărât în ceea ce faci, mai ales dacă ai o cauză, că asta îți dă multă putere, reușești cumva să treci peste toate aceste greutăți. Îmi propusesc să enumăr câteva, dar nu mai are rost, pentru că e de a detalia foarte bine. Așa că de aici mi-am dat seama că noi nu puteam rămâne în urmă, chiar dacă ne era greu, pentru că nu ne-am mai fi încadrat în timp și nu am fi finalizat acest proiect. Așa că am învățat cât de important, cât de prețios este timpul. Pentru că acea zi în care amândoi ne-am simțit rău, mai ales Edi, și în acea zi am rămas în urmă cu 5 ore, ne-a fost foarte greu să recuperăm zilele următoare. Pentru că ne aflam în Făgăraș și acolo traseul este foarte, foarte tehnic, foarte dificil, o să vedeți imediat într-un filmuleț. De asemenea, în aceste 11 zile am experimentat pe lângă multe trăiri pe care le-a spus deja și Edi, cumva am experimentat și singurătatea. Chiar dacă noi întotdeauna am fost împreună și noi suntem cei mai buni prieteni și ne înțelegem super bine, când stai 11 zile, 24/7 în continuu, oricum nu poți să discuți în continuu pentru că epuizezi până la urmă toate subiectele de discuții. Și ne ziceam că uneori poate Edi mergea mai în față sau eu, sau uneori aveam câte 2 ore în care nimeni nu spunea nimic. Chiar dacă eram înconjurați de aceste priveliși minunate, cumva cel puțin eu m-am gândit și la acele rădăcini pe care le-am aici, la Iași, la prieteni, la familie, la rude, la activități, la anturaj. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să prețuim mai mult acele momente petrecute cu prietenii și să fim recunoscători pentru prietenii pe care le avem și pentru experiențele pe care le avem împreună. Cam asta am vrut să zic eu în mare. Acum așteptăm întrebările voastre. Ați deschis foarte bine ceea ce ați trăit, dar dacă dintre cei care sunt prezenți sau poate și cei de acasă, dacă vor să ne adreseze, să le adreseze de fapt vreo întrebare, avem timp pentru 2-3 întrebări. Așadar, dacă aveți vreo curiozitate și încă nu au răspuns invitații noștri, acum aveți ocazia. Mulțumindu-vă, bineînțeles, încă o dată pentru răbdare și dumneavoastră și celor de acasă, pentru că sunt încă peste 100 de urmăritori de acasă, așa că e foarte interesant ceea ce spuneți și sunt foarte prețioase lecțiile de viață pe care le împărtășiți cu noi până la urmă, indiferent de vârstă. Întrebări? Ați fost foarte clar. Aici, mă scuzi. La întâlnirea cu cursul, ați simțit cumva și prezența lui Dumnezeu? Deci, pentru cine nu a auzit întrebarea, la întâlnirea cu ursul, ați simțit și prezența lui Dumnezeu în acea întâmplare și în deznodământul întâmplării până la urmă? Tu visai să ai ce face? Cred că aș putea spune că inițial m-a cuprins o stare de panică. E normală, e cât se poate de firesc. Nu-ți dorești să ai parte de astfel de experiențe, știi că sunt posibile. Dar încetul cu încetul te izolezi, pentru că nici nu poți să stai într-un stres dintr-o la continuu. Până la urmă, îți accepti condiția, mai devreme sau mai târziu. N-aș putea spune neapărat că l-am simțit în forma respectivă, dar aș putea spune că el era prezent, practic, prin prezența ursului acolo și poate asta ne-a deschis calea spre, nu știu, spre alte întrebări sau spre alte gânduri sau spre alte aspecte ce țin de viață, mă gândesc. I-aș adăuga.
Aș adăuga că în primele secunde, nu știu, un pic de panică, poate nu a fost chiar primul gând. Pe urmă, da, m-am gândit un pic la Dumnezeu, am făcut o mică rugăciune, dar cu adevărat am conștientizat prezența lui Dumnezeu mai mult a doua zi când am scăpat cu bine, după ce am ajuns la canton, după ce am tras acea fugă și am tras un pic suflu, am fost un pic recunoscător. Doamne, mulțumesc că am scăpat cu bine, că se putea întâmpla ceva destul de urât. Cu toate că ne-a spus Edito, ești cel care ai dormit cel mai mult în acea da, noapte. Da, eu am un somn foarte profund. Deci nici urși nu te sperii. Nu, dacă nu sunt neconștient de ei, cred că... Dacă mai sunt și alte curiozități sau întrebări, vă rog, părinte. În contextul preocupărilor multiple pe care le-ați avut în decursul acelor zile de la plecare la... Cum a fost prezentat Alexandra? Prima dată aș începe chiar cu prima zi în care am aflat detalii. Deci noi când am plecat efectiv și am început proiectul, știam că mergem și avem un scop caritabil, dar nu aveam detalii despre cazul Alexandrei. Ei bine, când am instalat cortul, am primit un mesaj de la Petronela care mi-a dat detalii legate de Alexandra și când am văzut lupta ei până la urmă, lupta de zi cu zi, chiar ne-a sensibilizat și atunci am luat hotărârea de a adăuga încă două zile, respectiv 119 km. Atunci a fost momentul cel mai profund legat de ceea ce spuneați. Pe urmă am mai făcut încă două înregistrări video, cred că unul destul, nu știu, a doua zi sau a treia zi și unul la final. Iar pe lângă înregistrări am ținut legătura cu Alexandra, cu Petronela, care ne dădea detalii în scris despre Alexandra și țineam legătura. Deci s-a înțeles pentru cei de acasă, dacă nu au înțeles întrebarea, era cum a fost prezentă Alexandra, practic beneficiara acestei campanii în tot acest parcurs și aș mai adăuga o întrebare legată de asta, cumva a fost și motivația care poate în momentele cele mai dificile sau cele mai grele sau cele în care zici, ok, poate aș putea să renunț, v-a dat forța să mergeți mai departe? Adică dacă nu era și această motivație, poate ajungeați să renunțați mai ușor, cu siguranță, să vă întoarceți, să luați primul da, tren, prima mașină? Cu siguranță aș putea să dau nu neapărat un exemplu, dar... Știu cât de greu mi-a fost, de exemplu, în 2017, am avut o perioadă de inactivitate în care n-am putut să alerg și era doar pentru, nu știu, pentru jumătate de an, dar îmi dau seama că, ok, eu n-am avut răbdare să rabd jumătate de an, dar alții sunt, din păcate, condamnați să trăiască așa și cumva lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. De gândit foarte mult și practic ar trebui să ne cultive și răbdarea la urmă urmei. Deci ați fost nu doar picioarele care au mers și pentru Alexandra pe munte, dar cu siguranță și ochii care pentru Alexandra au văzut aceste imagini, pentru că au ajuns probabil aceste imagini și la Alexandra. Într-adevăr, am avut o mică discuție cu mama Alexandrei și ne-a transmis că ea s-a bucurat foarte mult și ne-a mulțumit și și-a manifestat dorința de a ajunge și ea pe munte. Și chiar am rămas plăcut surprins când mama Alexandrei ne-a trimis două poze cu ea la munte. Deci a ajuns într-un fel sau altul. Da. Ne bucurăm. Dacă mai este și o altă întrebare, o ultimă întrebare, cei de acasă văd că sunt foarte de acord. Te rog. Deci cum va continua acest proiect, dacă aveți chiar, alte planuri pe viitor? Chiar nu mă gândeam că nu s-a pus întrebarea asta. Da, mai este ceva în plan. La începutul lunii noiembrie, acum sperăm ca și proiectul să se materializeze. Ne dorim tot în cadrul același proiect, cred că eu anunț în premieră acum, că nu sunt foarte mulți care știu, o să ne dorim să facem un concept, cel puțin pentru Andrei o să fie Everesting și pentru mine o să fie
Mont Blanking sau ceva de genul. Practic o să facem înălțimea, Andrei o să facă înălțimea Everestului, diferența din nivelul Everestului, 8.848 de kilometri și eu a Mont Blancului, undeva la 4.700. O să facem pe pârtia de schi de la Iași. Asta înseamnă, practic, Andrei o să fac undeva la, nu știu, undeva la 160 de ture de pârtie, 160 de urcări, eu o să am undeva la 90 ceva de urcări. Efortul însumat înseamnă undeva la, nu știu, 18, 19, 20 de ore în continuu, dacă ne ajută Domnul. Și, practic, o să încercăm să licităm turele și, de asemenea, o să invităm oamenii să alerge alături de noi, cel puțin măcar o tură sau două, cât vă duc picioarele. Să fiți convingători, da. Sperăm, da. Dar o să vedem acum. Mai sunt detalii de pus la punct, cu siguranță, dar ideea a apărut, deci probabil o să și materializeze. Așteptăm detalii, cu siguranță. Cred că am acoperit așa mare parte din ceea ce ați trăit voi. Spuneam și repet, o campanie nu doar pentru că vă place muntele, nu doar pentru că vă place să fiți în formă și să vă depășiți limitele, dar o campanie prin care ați dorit și să arătați că se poate face un lucru și pentru celălalt. Una dintre lecțiile de viață învățate era, și am rămas cumva la acea mașină, mulți dintre cei care au trecut cu mașina pe lângă acel șofer în dificultate nu s-au oprit, tocmai voi care aveați nevoie de timpul acela v-ați oprit și cred că e important să fiți consecvenți în asta și a fost o lecție în acest sens. Și ați aflat de Alexandra prin Centrul Caritas, practic este o colaborare, acest proiect este o colaborare cu Centrul Diocezan Caritas și tocmai de aceea aș dori acum să-i dau cuvântul pentru un gând, un îndemn, o încurajare, de ce nu, directorului Centrului Diocezan Caritas, este vorba de Părintele Iosif Iacob, acum, de ce nu, și la împlinirea acestui proiect, la finalul și încununarea acestor roade, acestor rezultate. Mai aproape, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult lui Andrei, lui Edi, pentru modul în care au încercat să abordez această colaborare. Mi-au trecut prin filtrul minții multe lucruri. Câte minute mi-acordați? De câte aveți nevoie? Facem jumătate din cele de câte aveți nevoie. Ok. Multe lucruri. În timpul prezentării voastre. Și am făcut o paralelă între faptul că a plecat totul de la o idee, dimineața la ora 6:30, spunea Edi, nu? În luna iunie. Se încheie acest proiect la sfârșitul lui septembrie. Avem 4 luni, nu? Sunt 4 luni. Aproape cât ar dura un proiect Caritas. Mai mult sau mai puțin. A necesitat un efort deosebit prin care ne-ați purtat pe înălțime. Dar o înălțime pe care noi am cunoscut-o de aici și prin ochii voștri, dar mai ales acea înălțime care nouă ni se pare uneori greu de atins, cred că ne vorbește mult despre frumusețe, căci doar de sus se vede frumusețea. De aici noi am văzut niște fotografii frumoase, deosebite, dar ajungând sus, se vede ceea ce este frumos. Și mă gândesc că de multe ori trebuie să ieșim din acest jos, să ajungem undeva sus, pentru a vedea frumusețea vieții. Iar de acolo, practic, se vede ceea ce se întâmplă în această lume. Și am coborât în mijlocul oamenilor, vedem unde este suferință, unde este poate și durere, dar unde este multă încredere și multă speranță. Vă mulțumim că ați reușit prin efortul vostru, prin modul în care ați trăit acele zile al vostru hobby, să vă gândiți la o tânără care are nevoie de sprijin, care are nevoie să se simtă iubită, să simtă atenție, să simtă că societatea acestor timpuri nu înlătură, ci integrează. Și dumneavoastră care sunteți prezenți, chiar vă mulțumesc mult că ați participat la acest eveniment, că am putut să-i ascultăm și a putut să ne împărtășească aceste frumoase experiențe. Sperăm să putem continua
colaborarea, chiar n-ar face plăcere. Sunt multe, multe situații, multe persoane care într-un fel sau altul ar putea fi beneficiare a unor mici proiecte făcute din inimă și într-un mod care cred că este foarte, foarte simplu de ajuns să punem puțină inimă în ceea ce facem. Mulțumim foarte, foarte mult! Și noi vă mulțumim pentru aceste gânduri și putem... Te rog! Ne-am gândit, a fost un proiect așa rapid, ne gândeam, Petronela se gândea în pregătirea acestei serii, că ar fi fost frumos să vă oferim o cupă sau un trofeu la final de drum. Însă vă oferim doar așa o plachetă, pentru că înălțimile vă rămân vouă, ca să ne mai puteți vorbi despre ele, da? Este un mic semn al prețuirii noastre și al acestui moment deosebit din viața noastră și din viața voastră. Mulțumim frumos! Este așa ca trofeul pe care îl primesc alergătorii după ce trec de linia de finish. Voi ați trecut cu brio această linie de finish. Aș dori acum să mai urmărim un mic, scurt filmuleț, pentru că și cei care se ocupă în mod concret de Alexandra, de la Servicii de Îngrijire la Domiciliu din Suceava, au dorit să fie prezenți cu noi într-o formă sau alta și ne-au trimis un filmuleț despre acest proiect și, practic, un gând pentru noi prezenți aici. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Maria Bărbăroi, coordonatoarea Centrului de Îngrijire la Domiciliu din Suceava. Alexandra este beneficiară centrului nostru din martie 2020, când mama ei căuta cu disperare pe cineva care să vină în sprijinul fiicei sale. Echipa de îngrijire din Suceava s-a implicat activ atât prin intermedierea relației cu anumite instituții, cât și prin intermediul asistentei medicale care o vizitează la domiciliu, oferindu-i servicii medicale și de recuperare. Atunci când am aflat de inițiativa caritabilă a lui Andrei și a lui Eduard Ciprian, de a urca munți pentru cei care nu pot, ne-am bucurat nespus pentru că ni s-a mai alăturat cineva în efortul nostru de a o ajuta pe Alexandra. Dorim din tot sufletul să le mulțumim acestor tineri inimoși și curajoși, atât noi cât și mama Alexandrei, care a spus, citez, "E un sentiment ciudat și minunat să vezi că cineva face ceva pentru copilul tău." Așa a aflat că nu e singură în lupta ei cu boala Alexandrei. Mii de mulțumiri și mult succes în tot ceea ce faceți! Cu siguranță merită aplauze, da. Atât Alexandra cât și mama Alexandrei cu siguranță și-ar fi dorit să fie aici prezente. Bineînțeles, nu a fost posibil datorită problemelor de sănătate ale Alexandrei și apoi tot ce înseamnă restricțiile din această perioadă, dar ne bucurăm că cel puțin prin acest filmuleț am putut fi împreună și cu cei care se îngrijesc în mod deosebit de Alexandra. Și am dorit să încheiem tot așa cum am început, cu câteva imagini și cu câteva, să spunem, lucruri așa din culise pe care le vedem într-un scurt filmuleț. Edi? Încercăm să-l comentăm. Sperăm să mai avem puțin răbdare și apoi încheiem. Îl rugăm pe Paul să ne dea un play. Practic, în ordine cronologic, avem parângul aici, parângul retezat. Lacul Bucura, unde am campat, practic, în prima seară. Aici o să campăm pe astăzi. Deci 2041 de metri. Paul, dacă vrei să dai un picuț mai tare. Mult cover. A reușit în cele din urmă. De unde ați avut baterie la telefon pentru a filma? Sau unde v-ați încărcat telefoanele?
Am avut fiecare câte o baterie externă. Aici ai furtuna de cu noapte. Era la 5:25 dimineața. Încercam practic să ne ținem moralul ridicat, practic, încercam să povestim ceea ce se întâmpla de fapt unul la altuia. Aici ai panta aia de 44,4 grade, care... În continuare urcarea pe parâng. Aici avem, cred că cu puțin față de unde era să ne pierdem cortul, practic. Aici avem priveliște de pe vârful Espezi, foarte, foarte sălbatică, ce-i drept. Aici ai urcarea pe cornul Călțunului, foarte tehnică de altfel. De aici am făcut acea coborâre de care vă povestea Edi, că mai mult ne-a încurcat și a lungit timpul și a fost și o coborâre foarte tehnică. Poate puțin și despre rucsace, cred că undeva la 14-15 kg fiecare, având în vedere că umblam cam cu un litru și jumătate de apă fiecare, plus un cort care avea undeva la 3 kg. Plus, na, restul lucrurilor de care aveam nevoie. Andreiu! Bravo! Bravo! Aici avem, dacă se vede bine, este chiar o capră neagră, care se plimba, cred că, la 6-7 metri de noi. Și familia. Aici o altă coborâre mai tehnică cu lanțuri. Are denumirea la 3 pași de moarte. De că aici sigur v-ați gândit la Dumnezeu. Așa, lacul Bâlea și traseu care continuă, practic, spre vânătoarea lui Buteanu. Lacul Capra. Cât despre apă, noi am alimentat din lacuri, râuri, deci n-am avut apă îmbuteliată. La 2300 avem aici o turmă de mioare, chiar înaintea urcării pe Moldoveanu și pe Viștea. Altă urcare mai tehnică. Peisaje spectaculoase, ce-i drept, unde mai aveam ocazia să mai prindem. Aici urcarea pe Moldoveanu, la fel de foarte tehnică, practic schimbul de pe Viștea pe Moldoveanu. Filmează-o.
grișter și moldoveanu. Aici imediat după ce am plecat de la refugiul Viștea, vânt destul de zdravan de dimineață, la ora 6:30. O să vede apoteca acolo, care continuă, practic, un pic mai jos de creastă. Deja aici avem apus un apus fain în Bucegi, chiar înainte să ajungem la refugiul Țigănești. Pozele cu vârfurile de pe Bucegi. Salutare, dragilor! Salut! Iată, ne-ai ajuns la finalul aventurii noastre. Și aici avem o poză cu ce vârfuri am prins. Și cam asta va sta. Mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim mult! Am dorit să închem tot cu imaginile, pentru că de obicei vorbesc mai mult decât orice descriere, chiar dacă ați descris cu foarte multe amănunte și vă mulțumim toată această experiență. Cred că e bine și să vedem și să simțim ca și cum am fi fost acolo cu voi și cumva să simțim că orice efort de-al nostru este important pentru Alexandra, așa cum și orice efort de-al vostru din aceste 11 zile a fost important pentru a ajunge la final. Aș dori ca la încheiere, în numele Centrului Diocesan Caritas Iași, să aduc mulțumirile, bineînțeles, vouă în mod deosebit pentru implicare și tuturor celor care în aceste zile s-au implicat în această campanie și, bineînțeles, tuturor celor care au donat, atât în contul pe care îl găsiți în continuare pe afișul campaniei și, bineînțeles, pe pagina de Facebook a Centrului Diocesan Caritas Iași, tuturor celor care v-au sprijinit și au sprijinit această cauză, bineînțeles, o mulțumire deosebită Episcopiei Romano-Catolice de Iași, care ori de câte ori este nevoie sau se lansează o astfel de campanie de suflet, își dorește să ia parte. Și, bineînțeles, aș dori să mulțumesc și echipei Ercis Media în calitate de moderator al acestei întâlniri, care a făcut posibil această transmisiune și pentru cei de acasă, pentru cei care poate și-ar fi dorit să fie aici, să vă asculte live, dar au făcut-o din casele lor și, bineînțeles, într-un fel sau altul, au fost părtași la ceea ce ați trăit voi, n-aș spune pe munte, ci pe munți, pentru că au fost mai mulți. Și bineînțeles, mulțumesc lui Edi Lucaci de la Regia Tehnică, Gabriel Măriuț, imagine, dar și lui Paul Petrișor, care în această seară a stat așa cu minte, dar a făcut ca tot ceea ce am văzut noi să se deruleze fără nicio altă problemă și fără alte rețineri. Mulțumire așadar, cei care doresc o pot susține în continuare pe Alexandra, atât cei prezenți aici la ieșiri, pentru că vor fi voluntarii Caritas cu acele cutii de donații, dar și cei de acasă, bineînțeles, în contul online. Mulțumire așadar, mult succes în activitate și să auzim de alte astfel de campanii. Mulțumim! Mulțumim și mulțumim de invitație! Cu mare drag, mulțumim!